Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. La Radio Links le poți afla secretele. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție Jurnal de Leadership, emisiunea care va aduce cu un pas mai aproape de succes. Sunt Mirabela Stoica și mă bucur că în această seară o să dezbatem o temă despre care aș putea spune eu că reprezintă visul a foarte mulți dintre angajați, acela de a deveni antreprenor. Că recunosc sau nu, cei mai mulți dintre corporativi se visează antreprenori, fie că își doresc mai mulți bani, mai multă afirmare, ori libertatea de a-și pune ideile în practică fix așa cum le-au gândit, numeroși angajați visează că într-o zi vor avea propriul business, crezând în mare parte că așa pot arăta cu adevărat de ce sunt ei în stare și că o să ajungă la mult râvnitul succes în carieră, business. Dacă e atât de greu să ajungi antreprenor, o să vedem. Din punctul meu de vedere, dacă crezi că a fi antreprenor înseamnă să ai un SRL, atunci nu e mare lucru. Cred că undeva la 1500 de lei și visul tău se va îndeplini. Însă antreprenoriatul e undeva departe de acest aspect, de la alegerea ideii până la implementarea ei, până la taxele anuale pe care trebuie să le plătești, simplu fapt că o firmă necesită un contabil. Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie să le iei în vedere atunci când te gândești să faci acest pas. Despre această misiune imposibilă sau posibilă, să ne povestească Oana Lamba, fondatorul Ola, un atelier floral. Ne-a adus și ceva făcut de ea în această seară, am să-l arăt puțin la cameră. Foarte drăguț, chic, simplu. Aș vrea să ne spună cât de greu i-a fost să renunțe la un post stabil, la un salariu, cred eu, destul de bun și să facă din firmă un renume recunoscut, cel puțin în piața de profil. Asta vom încerca să aflăm în această seară, povestea care stă în spatele Ola, mai ales că și-a deschis business-ul în plină criză și n-a ținut cont deloc de acest aspect, nu a fost influențată nici măcar de sfaturile prietenilor care i-au spus, hei, s-ar putea să te îndrepți spre prăpastie. Bună, Oana, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația noastră și sunt sigură că o să avem o discuție tare interesantă. Bună, mă bucur că m-ați invitat și că sunt aici cu voi și sunt deschisă poveștilor și vreau să împărtășesc din experiența mea și ca să inspir pe alții și ca să dau idei corporatiștilor, așa cum ai spus tu, pentru că și eu am fost corporatistă. Și să povestim așa, între fete. Că tot le-am arătat această minunăție telespectatorilor noștri, cât timp ți-a luat să... Mi-a luat o jumătate de oră. O jumătate de oră și... Execuția efectivă, exact. Dar până să ajungă această cutiuță la mine și aceste flori la mine, e alt timp și alt proces. Asta vreau să doar execuția în sine. Asta vreau să te întreb. N-aveai 100 de cutii înainte și nu ai gândit ideea și... Da. Și la ce preț se ridică? 180 de lei este listată această cutiuță pe site-ul nostru. Adică olaart.ro. Bun, aș vrea să începem prin a ne povesti ce ai făcut înainte de Ola. Cu ce te ocupai? Eram auditor financiar la o companie cunoscută din țara noastră. Aveam un job în ascensiune, ca să spun așa. Pentru cine cunoaște domeniul, în fiecare an sunt promovări și de la junior ajung senior și la senior manager. Și îmi plăcea tare mult ce făceam, auditam firme din diverse domenii, îmi plăcea să cunosc diverse sectoare de activitate, să vorbesc cu oamenii de acolo, în general manageri și expați care conduceau companiile, îmi plăcea tare mult ce făceam. Asta mi se pare interesant că și la prima discuție și acum accentuez faptul că îți plăcea foarte mult ceea ce făceai. Deci erai pasionată de job-ul tău, nu era pur și simplu un loc de muncă de unde îți luai bani o dată pe lună și abia așteptai să scapi de calvarul pe care
erai nevoită să-l porți zi de zi în spate, departe de această idee în cazul tău. Îmi plăcea tare mult ce făceam și îmi plăcea ideea că poți să crești în fiecare an, adică munca ta se vedea și în anul următor era pe poziție mai mare, mereu ceream task-uri noi ca să pot să mai învăț și aia și aia și cealaltă. Începusem să am și persoane sub mine cărora să le împărtășesc ce știam eu și era cu adevărat interesant. Până când, da. Până când am născut primul copil. Și atunci totul s-a reconfigurat, s-a schimbat și mi-am dat seama că libertatea mea este foarte prețioasă și că e foarte important să faci ce îți merge la suflet, ca să zic așa, ca și creativitate, pentru că în audit poți să fii un expert al cifrelor, dar nu există foarte multă creativitate. Și atunci am descoperit de la o joacă, dintr-un hobby, am descoperit florile și am început să lucrez cu ele. Și mi-am dat seama că dacă vreau să trăiesc din asta, trebuie să fac un business din asta. Altfel, îmi rămâne doar hobby și mă întorc după maternitate la vechiul meu job. Cu toate că mulți dintre prietenii tăi credeau că e o greșeală în an de criză să deschizi acest business, eu aș spune că ai jucat o carte câștigătoare. Indiferent de cum ar fi, faptul că OLA există astăzi e practic o dovadă că ai reușit. Bun, totuși, ce ai făcut? Ai pus în balanță, băi, am un job mișto, dar și cu copilul îmi place să stau, ce fac, cum fac și totuși, de ce la flori? De ce nu te-ai gândit să faci prăjituri sau pantofi sau, nu știu, tot? Prăjituri nu, să zicem că nu sunt o expertă a bucătăriei. Iar pantofii îmi place doar să-i port și să-i cumpăr. Pentru că avem acest hobby și am început într-o joacă, am făcut o lumânare de botez pentru finuța mea, și de acolo am început să vină clienți și prieteni. Vreau să-mi fac și mie, vreau și eu, uite, mi-a plăcut, am și eu un cadou, vreau să duc și eu niște flori acolo și acolo și a început să devine provocator. Mă uitam și pe site-uri de afară și vedeam câte lucruri frumoase se pot face și comparam cu ce se făcea la noi pe piață atunci. Dar cum ai ajuns să faci o lumânare pentru finuța ta? Că totuși sunt și la orice colț de stradă găsești lumânări. Da, am fost la colț de stradă și am vrut să dau comandă și îmi doream foarte mult să fie cu ghiocei pentru că era în februarie. Iar toate doamnele care lucrau în florării îmi spuneau că nu se poate pentru că e urâtă, că trebuie să pune totuși trandafir, că nu are cum să iasă frumoasă din ghiocei, că de ce să facem așa? Și atunci am zis, ei, lasă că o fac eu și cât de urâtă poate să fie, normal, ar trebui să fie urâtă și oricum e botezul finuței mele, adică mi-asum responsabilitatea alegerii. Și mi-am luat inima în dinți, am făcut un pic de research ca să aflu de unde să-mi iau materialele și am făcut-o eu. Și a ieșit foarte, foarte frumoasă. De acolo a început așa un cerc. Prietenii au zis, vai ce frumoasă e, vreau și eu. Eu am început să mă simt foarte apreciată și am zis, ei, da, pot să fac și mai și ea, să văd să vă fac vouă. Și atunci am început să le fac și lor. Și de aici mi-am dat seama că dintr-un hobby poate să devină un mic business. Și atunci mi-am luat inima în dinți. Cumva când am luat decizia de a părăsi corporația, aveam deja un cerc de clienți, adică asta nu am aruncat chiar așa în gol, să zic. Deci nu de... puteai să supraviețuiești totuși din... Nu. Nu puteai. Nu. Puteai să ai, să zicem, într-o săptămână mai mulți bănuți, pentru că ai mai mulți clienți, în următoarea lună poate deloc. Deci n-ai fi putut să ai stabilitate, să spui da, bază pe... Cam cât timp a durat până să ai stabilitatea asta, să poți să... 2 ani. 2 ani? Da. Oho! Da. Adică trebuie să te încarci cu răbdare. Da. Trebuie să te încarci cu răbdare și să nu privești banii ca pe un scop. Banii sunt o consecință a lucrurilor pe care le faci. Nu trebuie să te gândești, fac asta ca să primezi neapărat atâția bani. E ok, un business trebuie să te gândești că trebuie să vină și bani, dar nu să alergi după ei. Dacă faci cu pasiune și cu dăruire, banii o să vină, clar, ca o consecință a activității pe care o ai. Ți-a fost alături soțul tău, îmi spuneai că... Da. Totuși cineva trebuie să vină cu finanțele ca să poți să... Și reziști tu, dar și să bagi bani, că e un business în care ai în permanență nevoie de bani.
Bănuiesc, se percepe avans sau... Da, se percepe avans, pentru toate comenzile pe care lucrăm, pentru care lucrăm, percepem avans, dar e vorba de investiție, e vorba de cameră frigorifică, unde să ții florile ca și depozitare, e vorba de spațiu de atelier, e vorba de angajați ca să te ajute în atelier, de colegii care fac livrări. Și atunci, da, trebuie ceva investiție, deși recunosc că la început nu mi-am bugetat toate astea și nu m-am gândit la toate aspectele astea. M-am gândit doar că o să iasă ceva frumos, o să mă descurc și o să fie tot în regulă. Și da, soțul meu are un mare merit, cred că chiar dacă eu fac lucrurile astea, în spate el este cel care a inițiat și mi-a încolțit foarte multe idei și m-a susținut de fiecare dată când m-am picat. Și are un mare merit în toată povestea asta. Au fost momente când ți s-a părut că decizia ta a fost proastă și... Nu. Hai să dai timpul înapoi. Nu. Nici măcar o clipă ai. Nu, nici măcar o clipă nu m-am gândit la asta. M-am gândit tot timpul că am luat cea mai bună decizie și că tot o să fie ok. Eu, în principiu, nu renunț. Adică dacă îmi pun ceva în cap, îl duc până la capăt. Indiferent dacă pic, mă ridic, îmi revin, mai plâng, mai... Vorbeai de camera frigorifică, da. Spun bine, și de toate celelalte investiții, inclusiv site-ul. Ne putea spune la cât s-a ridicat investiția? Mai luat pe nepregătite, nu știu să nu estimez acum. Probabil undeva la 10.000 de euro, cu siguranță. Da, așa. Sau orientativ, da. Nu da, ne interesează da. La virgulă, ci nu, pur și simplu în mare. Cu înființarea firmei, cu spațiu, cu dotare, cu mobilier, cu camere de frig, cu mașină, cam 10.000 de euro. Dacă te compar cu momentul, cu primul moment când ți-ai văzut visul împlinit, acum, ți se pare un drum lung, ai avansat mult, nu atât pe cât te așteptai, ce planuri ai? Acum că de curând mi-am încărcat poze din portofoliu pe site, da, mă gândesc că... Vai, câte am făcut în perioada asta, când am trecut prin toate și văzând, uite, asta era de când lucram în garaj la mine acasă, asta era de când lucram în garsonieră la mine în bucătărie. Și acum că știu că am un atelier, că am niște oameni care mă ajută, da, mi se pare că am făcut multe, multe lucruri. Da, poate că ar trebui să știe cei care ne privesc că ai început în garajul casei tale. O să povestim mai departe, însă după o scurtă pauză de publicitate și revenim. Tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit în direct. Spuneam înainte de scurta pauză de publicitate că Oana și-a început business-ul în propriul garaj, în plină criză, când foarte multe firme puneau lacătul pe ușă. Și cu toate astea, astăzi suntem aici să discutăm despre cum a reușit și care au fost... M-a interesat să știu mai mult care au fost dificultățile pe care le-ai întâmpinat în drumul parcurs. Dificultăți. N-aș putea spune că au fost neapărat dificultăți, dar mi s-a părut foarte greu să le fac eu pe toate. Foarte greu mi s-a părut să, până în momentul în care am început să am echipă. Trebuia să le fac pe toate, eu să fac și aprovizionare, eu să fac și execuție, eu să fac și livrare, să preiau și comenzi, să fac și contracte, să fac și PR, să... Le fac pe toate și să public pe rețele de socializare, munca mea, mi s-a părut foarte greu să le fac pe toate, în același timp să fiu un bun la toate. Și astăzi ce mai faci ce ai delegat? Am delegat livrarea, asta era... Era practic cel mai greu. Da, îmi lua cel mai mult timp, livrarea și aprovizionarea, îmi lua cel mai mult timp pentru că orașul e aglomerat, trebuie să... pierzi mult timp în trafic. Și de aprovizionat te ocupi tu?
De aprovizionat mă ocup eu ca și lansare de comandă. Eu fac comanda. Sunt zile în care mă duc și îmi și ridic comanda, dar sunt zile în care am colegi care se duc și fac asta. Adică pot să deleg. Mai sunt momente în care nu știu exact ce vreau să lucrez, pentru că de obicei 90% din clienții mei îmi dau mână liberă și nu îmi spun, trebuie să-mi pui o floare galbenă și una roșie, și îmi spun vreau ceva frumos și aș vrea să mă orientez în bugetul ăsta. Și atunci îmi place să mă duc eu la depozite ca să-mi aleg florile după inspirație de moment. Ce mai fac? Mai fac vânzări, mai fac relație cu clienții, adică mă întâlnesc cu clienții care vor să aibă un eveniment decorat de Ola. Leadership la mine în companie 100%. Și cam asta e partea mea de uitându-te în urmă, e mai greu să fii antreprenor, e mai greu să fii angajat? Care sunt saturile și dezavantajele? E mai ușor să fii angajat. Și cu toate astea nu vrei să te întorci la statutul de angajat? Nu. E mai ușor să fii angajat pentru că, cel puțin, nu știu cum e să fii angajat într-o altfel de companie decât multinațională, dar într-o multinațională lucrurile sunt clare. Ai proceduri clare, știi exact ce trebuie să faci, ai tot timpul un om deasupra ta și eventual un om sub tine. Dacă cumva greșești, între pe cel deasupra ta sau te consulți, ai cu cine să te consulți deasupra ta, nu trebuie să iei prea multe decizii. Acum depinde și de nivelul jobului, dar tot timpul ai cu cine să te sfătuiești. Iar indiferent de cât de mult te agiți sau nu te agiți, salariul vine. Că e mai mic, că e mai mare, că ai un procent, o parte fixă și un procent, cu siguranță iei niște bănuți fixi. Nu ai stresul controlelor de la fisc, chiriei lunare, salariilor pe care trebuie să le dai angajaților și alte lucruri de genul. Pentru companii există departament de PR, de HR, de, nu știu, de administrativ, de pază, de orice. Pe când la tine în companie, cel puțin începutul, cam faci pe toate. Și da, e mult mai liniștitor statutul de angajat, iar atunci când pleci acasă, ca și angajat, le lași acolo la birou și le găsești mâine dimineață. Pe când, ca și antreprenor, pleci cu ele în cap, te gândești ce n-ai făcut bine, ce mai trebuie să faci mâine, ce grijă ai pentru perioada următoare, și este mult mai solicitant. Atunci, de ce mergi în continuare pe acest drum? Mie îmi plac tare mult provocările și Ola a fost, pe lângă pasiune pusă în practică și devenind un stil de viață, mi-a plăcut ca și provocare. Să faci un brand de la zero și să începi să vinzi lucrurile care ies din mâna ta. Și atunci nu mi s-a mai părut atât de greu. Mi s-a părut ok și mi-am asumat toate astea, chiar dacă nu am știut de la început de toate, și merg cu ele mai departe. Nu mai sunt atât de complicate, dar dacă mă pui să compar, este mai simplu să fii angajat. Dar nici antreprenor nu este imposibil. Adică dacă intri în acest cerc de din care nu poți să ieși atât de ușor, adică ești un om care le face pe toate și în jurul tău se învârt niște lucruri, cel puțin la început, lucrurile sunt ok. E antreprenoriatul pe oricine sau trebuie să ai anumite abilități speciale și fără de care nu se poate să fii antreprenor? Și când spun să fii antreprenor, așa cum spuneam și în intro emisiunii, nu mă refer la să-ți faci un SRL. Cu toții putem asta. Azi, mâine, într-o lună, două, nu știu, punem câte 10 lei deoparte, într-un final strânge 1000 de lei sau cât să-ți trebuie. Mă refer să reușești să pui o idee în practică, să o faci să fie de succes. Eu cred că ține foarte mult de atitudine și de perseverență. Niciodată să nu te lași. Iar ca atitudine trebuie să fii deschis, să fii deschis la tot felul de conexiuni, de provocări, să nu-ți fie frică să spui o idee că ți-o ia cineva. Ok, am idee să fac cutiuța asta. Da, și dacă mi-o ia cineva, ce dacă? Sunt multe creații pe care le-am făcut și acum le văd la multe florării din București, ce dacă? E foarte bine, înseamnă că educăm publicul, nu trebuie să ne fie frică de
lucru sau să nu ne publicăm creațiile decât cu un watermark cât casa, ca să nu copieze cineva să dea mai departe. Asta este, se duce mai departe. Tu îți vezi în continuare de obiectiv. Obiectivul este să crească această companie și să ai o bună relație cu clienții tăi, nu obiectivul de a te feri de concurență sau de a te ascunde de ceva. Până la urmă, aș spune, ok, și o dovadă că e bine ceea ce exact, faci, da, atunci da, când da, cineva da, îți copiază stilul și da, aș fi da, mândră să se întâmple asta. Știu că e neplăcut câteodată să muncești atât, să gândești o idee și altcineva să o da, pună în practică, dar până la urmă, oricum, tu ai făcut, ai fost primul, omului i-a plăcut, da, da, treci la o idee, întotdeauna e... Mi s-a întâmplat să văd mai multe creații copiate de mai multe florării, dar asta e vorba ta, e un ok, cum că jobul tău a fost bun și înseamnă că e apreciat. Și dacă și clienții cer asta, înseamnă că cu atât mai mult le place ce-i bun. Ce ai sfătui pe cei care se află la început de drum și vor să pună bazele unui business? Au nevoie de bani, în primul rând, au nevoie de o idee excelentă, au nevoie de curaj, au nevoie... Se poate fără bani, așa cum citim în cărțile americane? Mai se poate fără bani. Eu nu am avut bani puși deoparte. Din păcate, nici nu sunt genul care să economisească. Mi-ar plăcea să economisesc, dar nu sunt. Și nici nu m-am împrumutat la bănci. Am avut minimul necesar pentru exact 1500 de lei de care spuneai tu pentru a înființa firma. Și e adevărat că prima dată am lucrat la mine în bucătăria garsonierei, asta când făceam ca hobby. Când am început și am deschis firma, făceam la mine în garaj și nu plăteam o chirie pentru spațiul respectiv. Dar alții bani au venit ulterior, adică din comenzile pe care le-am avut, am putut după prima nuntă, să spun, am putut să-mi iau un aer condiționat. După primul eveniment corporate am putut să-mi schimb mobilierul, să-mi fac mai mult mobilier. Nu am avut niște bani puși pe masă, gata, din ăștia ce să faci. M-a ajutat și familia, m-a ajutat cu o sumă de bani, dar tot pentru aceste cheltuieli curente. Nu am avut 10.000 de euro pe masă și gata, de aici trebuie să pornim. Adică nu trebuie să aștepți să ai o sumă foarte mare de bani și de aici să investești. Până la asta e și provocarea, să începi să faci niște bănuți pe care să-i investești și să-i înmulțești. Normal că e mai simplu dacă ai niște bani puși deoparte și pleci cu ei, este mult mai simplu și mai relaxant, nu este atât de crezi că de stresant. E cheia dacă ai banii? Nu. Pentru că dacă ai banii, poți să nu ai o idee potrivită sau, nu știu, conjunctura să nu fie favorabilă în momentul în care începi tu business-ul. Deci nu cred că banii sunt elementul esențial. Mai degrabă planul și scopul. Tot timpul trebuie să ai în viziunea ta de antreprenor, trebuie să ai scopul. Cât vreau să obțin de aici, ce vreau să obțin de aici, unde vreau să ajung. Și atunci dacă ai undeva sus un punct pentru despre care te îndrepti, lucrurile se așează, se regăsesc. Nu sunt bani, e ideea. Nu e ideea, sunt bani. Nu știu, ceva trebuie să fie astfel încât să mergi sus. Dar trebuie să ai neapărat un scop și o idee. Primul client străin, nu mă refer, care a venit prin cunoștințe, prin... Pur și simplu, cum a aflat de tine? Ce ai simțit? Am avut sprijinul unei prietene care face cursuri pentru educarea viitorilor părinți și mi-a pus la dispoziție spațiul ei pentru a expune niște creații de ale mele. Eu am rugat-o să mă ajute cu acest lucru și săptămânal mergeam acolo cu niște aranjamente florale și le expuneam. Iar acolo, venind viitor părinți, automat urma și un eveniment în familia lor, după naștere urma botezul. Și acolo, de acolo au venit primii clienți care și acum sunt prieteni, adică de atunci mi-au devenit prieteni. Ei au fost primii clienți și, într-adevăr, a fost interesant că
am simțit așa bucurie și recunoaștere. Că da. Au fost interesați, că au avut încredere, că nu aveam un portofoliu să le arăt, dar numai le-am povestit și le-am descris și le-am făcut niște schițe. Și a fost interesant. Grija mea cea mai mare era că n-am ce să arăt. Și atunci, văzându-i că văd doar acolo ce expun și sunt interesați, mi s-a părut wow. Mi-a dat foarte mult curaj. Care e proiectul pe care l-ai avut și ți-a plăcut cel mai mult și a avut cea mai mare anvergură? Toate, cred că fiecare e special în felul lui. Sunt fiecare e provocator. De exemplu, am avut la primii clienți am avut de făcut un cărucior din flori. Și a venit așa dintr-o discuție, tăticul mi-a zis, uite, mie mi-ar plăcea să-mi faci ceva, eu nu prea vreau să dau banii pe flori, că se pierd repede și nu sunt mare lucru, dar dacă îmi faci ceva așa, wow, să-mi dau pe spate pe toți invitații mei, e super. Și m-am tot gândit ce să fie wow, că în momentul ăla mă blocase, nu știa ce să-i spun și zice, uite, mie mi-ar plăcea dacă mi-ai face un cărucior din flori, că tot e botez și e băiețelul meu și... N-am zis nu, am zis da din prima, dar habar n-aveam cum să-l fac. Și m-am dus acasă, am început să lucrez și nu-mi ieșea. Tot stat, am stat câteva ore bune, nu mi-a ieșit, am tot făcut și desfăcut. După care m-am liniștit așa, am început să mă concentrez și m-am uitat la căruciorul băiețelului meu, cum arăta. Ca un an, două, așa, mămicile știu cum arată. Da. Și m-am inspirat după el. Am început să decupez buretele și să pun florile astfel încât să iasă. Și a fost wow. Adică toată lumea a fost încântată, a ieșit foarte, foarte frumos și după momentul ăsta, cred că în 6 luni, am văzut modelul pe la multe evenimente și multe florării și știu că am și spus tăticului, zic, uite, ideea ta cu mâna mea a lansat așa o idee. Un trend. Da. Mai făcut un delfin la tot așa ca o provocare, un centru de spa la care poți să ne povestești despre da. Delfin după o scurtă pauză de publicitate. Am soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. izvorulcristalin.ro. Testează acum gratuit timp de 7 zile watercoolerul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul cristalin. 021-351-4255. Izvorul cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Am revenit în direct, am alături de mine pe Oana Lamba, fondatorul Ola, un atelier floral superb. A venit alături cu cu o cutiuță cu flori, are o denumire aparte. O să vă mai arăt încă o dată pentru cei care ați deschis calculatoarele ceva mai târziu. Ne povestea înainte de pauză despre proiectele inedite, despre căruciorul cu flori și trecusem la delfin, despre care n-ai apucat să ne spui mai nimic. Da, delfinul a fost interesant pentru că nu mă gândeam că să fac un delfin vreodată. A fost o provocare din partea unui centru de spa la care mergeam cu băiețelul meu. Ei mi-au spus, poți să ne faci un delfin pentru săptămâna viitoare? Ok, vă fac, nu știam cum, îl vreau și albastru, de unde să iei flori albastre. A fost într-adevăr o mare provocare, pentru că fiind delfin, mi l-am imaginat mare, adică nu putea să fie mic. Și atunci l-am făcut așa de vreo metru, să zic. Atunci lucram încă în garsonieră și o bucătărioare din asta micuță. L-am făcut, dar cu acel, cum n-am avut flori albastre, cu acel spray de vopsit florile special, am dat în casă și, fără să mai fi folosit vreodată, acea pulbere albastră s-a ridicat peste tot, pe tavan, pe pereți, pe vase, pe absolut tot din bucătăria mea. Motiv pentru care după livrare am și zugrăvit, că nu s-a mai putut sta acolo. Dar a fost wow, a fost senzația evenimentului și am fost tare, tare mulțumită de ce a ieșit, chiar cu noaptea pierdută dinainte, cu zugrăvit, cu comentarii că iau de la noi în casă, a ieșit ok și am trecut mai departe.
asta la capitolul provocări, adică niciodată nu fac o idee, acum fac cu ceva și îl pun pe site și o să-l promovez. E ok și așa, dar de obicei răspund la provocări foarte bine. Mm-hmm. Cineva are o idee, hop, gata, asta este. Care e cea mai mare satisfacție pe care ai avut-o de când ești antreprenor? Tot timpul am impresia că nu fac suficient de bine, că ar mai fi trebuit să mai pun două flori, că poate că trebuia să mai pun încă o culoare sau încă o fundiță. Sau... Dar în momentul în care mă sună clienții și îmi spun a fost wow, a fost super, toată lumea a fost încântată, mi-a plăcut tare mult, a fost de senzație, am impresionat, a rezistat foarte mult, vai, toți colegii au fost foarte încântați când am adus florile la birou. Asta e cea mai mare mulțumire și mi se întâmplă zi de zi chestia asta. Zi de zi primesc aprecieri și telefoane și mail-uri și e cea mai mare satisfacție. Chiar dacă ai muncit foarte mult pentru evenimentul respectiv sau nu știu, ai avut o situație neprevăzută în care nu ți-au sus florile pe care le doreai sau nu știu, lucruri care nu erau planificate, în momentul în care primești mulțumirea, e wow. Mi se pare interesant pentru că tu, cel puțin înainte să te apuci de acest business, nu aveai studii în domeniu. Nu. De unde ți se trage totuși această abilitate, pasiune? Cred eu că este un talent moștenit de la bunica mea, care era profesoară de lucru manual și cu ea meștream. E adevărat că nu flori, dar goblen, lucru manual, uneori grădinărit, cred că de acolo. Cred că de acolo e talentul, ea era înclinată spre partea asta. Iar cu florile, mama mea primea de 1 martie foarte multe flori și știu că îmi plăcea tare mult să le separ și să le scot din celofane și să le așez pe culori și pe categorii, trandafiri la trandafiri, garoafe la garoafe, frezii la frezii și să le pun pe culori. Și asta era lucru cu florile. Și de aici, cumva combinate astea două, au ajuns la... pricepere, ca să spun, inclinație. Și ai urmat și ceva cursuri între timp sau tot ce face? Tot ce fac am învățat autodidact. Din reviste de specialitate, din DVD-uri de specialitate, din cărți. Nu am făcut cursuri până acum. Mi-am plănuit de mai multe ori să merg la Londra să fac niște cursuri. De fiecare dată a intervenit câte un eveniment pe care mi-l cerea un client și atunci mi-a tăiat la nu de a rata un client și de a mă duce la studii și mi se pare că studiile sunt importante pentru tine, pentru formare, dar aprecierea clientului este mult mai importantă și atunci nu vreau să mă obosesc să lucrez în fiecare zi pentru a dovedi că sunt cea mai bună, când de fapt pentru clienții mei sunt cea mai bună și atunci las studiile undeva pentru timpul liber când nu am ce face. Cum ți-ai descrie stilul? Cu ce te diferențiezi și cu ce te diferențiezi în piață? Stilul este unul simplu, less is more, fără accesorii inutile, fără celofan, fără lucruri chicioase, cât mai simplu și mai de efect. Simplitate, să fie simplu, nu complicat. Și lucruri prin care simți tu că te diferențiezi în piață? Eu cred că tocmai stilul este diferențiator, pentru că, din păcate, în piață sunt foarte, foarte multe stiluri încurcate și cu mult plastic, cu multe lucruri chicioase și atunci, când mergi pe simplu, n-are cum să nu fie plăcut și dorit. Da, asta clar. Care sunt clienții tăi? Cui te adresezi? Clienții mei sunt oameni care lucrează în multinaționale, sunt antreprenori și oameni pretențioși, care vor să ofere flori, o fac cu plăcere, nu din obligație, și vor ceva deosebit întotdeauna. Au diverse cadouri de făcut pentru familie, pentru soții, pentru clienții,
pentru compania în care lucrează, pentru colege, dar tot timpul vor să fie deosebit. Nu neapărat ceva extravagant, dar să fie chic și să iasă din tipare. Ce am sesizat eu și astăzi, chiar am întrebat la patru florării de stradă, ca să fac așa o mică analiză, e că românii cumpără din ce în ce mai puțin flori. Da. Cel puțin asta apare în ce am sesizat eu, un lucru confirmat și de doamnele florărese. Și îmi spuneau ele că sunt foarte zgârciți românii în a da bani pe flori, că vor de obicei trei trandafiri într-un celofan, că celofanul este foarte important pentru ei, că e musai să-l aibă și că și ele au încercat, chiar îmi spunea o doamnă, m-am amuzat, că am încercat și eu să citesc așa niște articole pe reviste, dar nu prinde la român, domne. El asta vrea de 100 de ani și asta încerc eu să aflu de la tine. Tu îi simți pe românii altfel, mai educați, mai deschiși către ceea ce faci tu? Cred că e și ceva mai scump acest aranjament față de trei trandafiri în celofanul acela. Cu siguranță. Prost cu picățele. Da. Și atunci, nu știu, nu ești cumva în pierdere? Florile se ofilesc? Sunt perisabile, asta vreau să spun. Da, sunt perisabile. Eu sunt foarte atentă la aprovizionare și mă aprovizionez de 2-3 ori pe săptămână, astfel încât să nu am pierderi. Și nu aș putea să spun că românii cumpără mai puține flori. Am citit și eu articole care spun asta, dar nu aș putea să confirm. Clienții mei nu sunt zgârciți și vor să ofere flori de calitate, care să fie proaspete, să țină mult și să arate bine. Nu folosesc celofane și n-am folosit niciodată. Chiar am pierdut un client din cauza asta, pentru că vroia ca toate comenzile lui de 8 martie să fie livrate în celofan și am spus că nu fac asta și am niște punguțe personalizate din carton de calitate în care livrez și a spus că el așa este obișnuit și livrează în celofan. Okay. Da. Celebru. În celofan. Da. Dar nu mă vedeam la mine în atelier cu celofanul fâșind acolo. Da, așa, o comparație cu europenii mai dezvoltați ca noi, nu știu, francezii, italienii. Cum crezi că suntem? Ai reușit să-i pulsul ăsta sau...? Am avut o nuntă unde mireasa era din Belgia și au avut într-o săptămână nuntă în România, într-o săptămână nuntă în Belgia și mi-a spus că prețurile sunt comparative, că pe alocuri, comparând prețul unei flori, poate că la noi erau mai scumpe și la ei mai ieftine, dar altă floare era invers. Ea ca și calitate aprecia foarte mult ce am făcut și a comparat cu ce a primit acolo și a zis că da, este obișnuită cu astfel de creații. Mm-hmm. Adică mi s-a părut un trend, mi se părea normal ce primește. Că tot ai pomenit de trenduri, am primit și pe mail mai multe întrebări legate de trenduri. Știu că tu nu ești fanul acestora, dar totuși trebuie să te întreb ca oamenii să audă opinia ta. Mă întreabă, domnule, dar ce se poartă materii de flori? Ce aș putea să-i duc șefei mele? E ok să-i ducem flori? Ce fel de flori? Erau mai mulți interesați dacă la birou necesită un anumit stil business de flori. Adevărul e că nu m-am gândit niciodată la treaba asta, dacă și florile trebuie să fie business. Nu, florile mele la birou niciodată nu sunt business. Clienții mei apreciază asta, cred că e ceva nou, adică eu le duc portocale și lămâi printre flori, niciodată doar trei flori înfipte într-un burete care stau drept acolo și semețe. Mi se pare că și în birouri sunt oameni, care oameni sunt veseli, trebuie să se bucure de culori și de flori, nu trebuie să fie ceva pe lângă care să trebuie să nu întorci capul. Și atunci nu văd de ce trebuie să fie florile business într-un birou în care trebuie să fie bucurie și omul trebuie să fie acolo cu plăcere, să-i facă florile de la recepție, să-i facă o zi mai frumoasă.
Și atunci nu merg pe trenduri și pe... Merg foarte mult pe inspirație și pe ce cred că li se potrivește oamenilor de acolo. Mi se pare că trendul este ce ți se potrivește. Ce e potrivit pentru tine, ăla e... Deci nu se poartă o floare anume, o culoare anume? Sunt tot felul de direcții date de diverse companii și de diversi designeri, dar dacă ție nu ți se potrivește portocaliu și ți-e plac frezile albe, de ce ți-aș aduce portocaliu? Adică nu ți se potrivește și atunci, chiar dacă e în trend, nu... Tot la capitolul exemple, am văzut o poză cu tine, mi-ai trimis, foarte drăguță, în care aveai într-o vază niște mere și deasupra... Alea e off-road business. Da, asta aș vrea să ne povestești și să ne dai exemple dacă mai ai astfel, dacă ai mai avut astfel de idei. Chiar mi s-a părut, din păcate eu nu am văzut în realitate, să mă duc să cumpăr și să îmi dea cineva această idee. Da, flor business, exact ce ai văzut tu, fructe jos în vază și sus flori. Săptămâna viitoare, poate n-ar trebui să spun acum, dar am început, clienții mei vor primi cupe de înghețată și sus, în loc de înghețată, vor avea flori. Voi fi uimiți acum, nu știu, unii poate încheie contractul, alții îl prelungesc. Da, e un risc. Da, e un risc. Când vine vorba de înghețată. Da. Am mai dus ceainice cu flori la companii, sculpturi florale. Dar care a fost cea mai trăznită cerere? Cerere? Nu se cere. Toată lumea zice, fă ce crezi tu. Și atunci e la alegerea mea, ca să spun așa. El. Da. Și niciodată nu mi s-a spus că nu e frumos. Tot timpul mi-a spus că a fost foarte drăguț și au existat foarte mult și lumea a fost încântată. Comenzile cele mai multe vin de la femei sau de la bărbați? Pentru companii, de la femei. Doamnele sunt cele care se îngrijesc de cum arată biroul, de cum trebuie să fie spațiul de lucru, pentru cadouri de la bărbați. Bărbații vor să impresioneze soțiile, fiicele. Tot aud flori pentru nuntă, pentru botez, pentru birou, pentru cadou. Dar la noi nu se poartă flori pentru acasă, pur și simplu, nu știu, mă duc, fac piața, să spunem, cumpăr cartofi, mere, nu știu ce, și flori. Ceea ce am observat, am stat câteva luni bune în Belgia, că oamenii de acolo, când mergeau la cumpărături, își luau flori, domne. Da. Și își aranjau ei acolo, cum... Da. Sunt foarte puțini care fac asta, adică se ducă să-și cumpere flori ca să-și le pună în vază, dar sunt din ce în ce mai mulți cei care doresc să le primească acasă, gata, aranjate, ca să țină o săptămână. Și am astfel de abonamente, le duc săptămânal un aranjament floral, de obicei lunea, și îl schimb lunea următoare. Sau joia, ca să fie proaspete pentru weekend când familia e acasă, și îl schimb joia următoare, și sunt din ce în ce mai mulți oameni care cer asta. Există un abonament? Da, pe bază de abonament se încheie un contract, stabilim o zi de livrare și un interval orar între 12 și 2, să zicem, iar cu florile ajung la locația respectivă în ziua și la ora stabilită și se schimbă săptămânal. Ne poți spune prețul acestui abonament, de la cât pornește? Pornește de la 30 de euro, fără TVA. Livrarea se discută în funcție de locație. Dacă este în București, livrarea este inclusă. Dacă este în afara Bucureștiului, în Ilfov, se calculează separat. Și în funcție de numărul de aranjamente florale, atunci se calculează. Dacă sunt mai multe... Din păcate, timpul se scurge repede și trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu ultima parte a emisiunii. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit, sunt Mirabela Stoica, moderatorul acestei emisiuni. Alături de mine este Oana Lamba, fondatorul OLA, Atelier Floral.
Păi am revenit pentru ultimile minute ale jurnalului de leadership. Aș vrea să facem un mic rezumat. Am vorbit cu Oana despre cum e să treci de la statutul de angajat la cel de, de antreprenor și îmi spunea că e mult mai confortabil să fii angajat. Cu toate astea îi place nebunia acestei provocări, că e mult mai bine să ai zile inedite, spune eu, decât să faci fix în aceea zi același lucru, în același program, chiar dacă muncești poate de 3 ori mai mult. Și până la urmă e vorba și de ego, aș spune eu, tu poți să mă corectezi, să vezi totuși ceva al tău făcut da, de tine, brandul tău, decât să fii un pion într-o echipă foarte mare, mai bine da, cu siguranță să poți să te evidențiezi. Aș vrea să le mai spui încă o dată celor care ne privesc. Ce sfaturi le-ai da celor care de mâine vor să-și facă un atelier floral? Să nu-și facă. Să-și facă, dar să vină să discutăm, să îi învăț. Să-i învăț, să le spun care le sunt furnizorii. Organizezi workshop-uri? Da. Da, și pentru cei care nu vor să devină... Organizez și ateliere și pentru cei care nu vor să devină doar ca să se joace și pentru cei care vor să devină și atunci să... Trebuie să fie echipe sau... Poate să fie și unul la unul, poate să fie și echipă. Interesant, da. Deci trebuie să o căutăm, nu faceți coadă prea mare să... Da. Să vină să le arăt cum se face, să le dau o listă de furnizori, să le spun de unde să cumpere și de unde nu, ce să cumpere și ce nu. Și după aia pot să-și deschidă o florie. Ce te faci dacă mâine vin 5 la tine, le șeruiești toate aceste informații? Da. Nu ți-e teamă de competiție? Nu mi-e teamă de competiție și îmi place foarte mult să împărtășesc din ce știu. Și atunci, de ce nu? Atunci așteptăm să faci cunoscut un workshop, să venim și noi să învățăm. Meseria, sigur, nu ți-o furăm, dar așa, cât de cât un... Urmează să le anunț pe site și pe pagina de Facebook. Acum sunt în plină mutare a atelierului și imediat ce o să am un spațiu mai mare, o să încep să am periodic workshop-uri. Când va fi finalizat acest... Cu siguranță în septembrie. În septembrie. Da. Cu siguranță septembrie și atunci o să avem un spațiu generos în care să putem să ne facem de cap cu flori. E un business din care poți trăi liniștit fără să mai faci și altceva? Dacă îl faci business, da. Dacă îl faci hobby, nu. Dacă îl faci business, ce înseamnă? Adică la ce te referi când spui asta? Să renunți la job, să faci numai asta și... Eu nu văd altfel. Nu cred că poți să faci și job și această activitate. Nu văd cum, nu văd când, n-aș vedea nici pentru ce. Pentru că ar fi foarte mare legătura. Imaginează-ți un job de la 9 la 6 și după să te duci să-ți iei florile și când să le mai lucrezi, probabil noaptea, și când să le mai și livrezi și când să mai și facturezi. Nu, mi se pare imposibil. Eu n-aș vedea pentru mine. Iar business, da, înseamnă să faci full day lucrul ăsta, să te ocupi de businessul tău, să creezi și să te ocupi de creșterea businessului, să te întâlnești cu un client, să discuți, să terminezi un contract, să vinzi. O lume tare frumoasă, spune eu, cea în care lucrezi, a florilor. Vreau să-ți mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune. Sunt sigură că o să ne mai vedem. Da, și eu cred. Vreau să le mulțumesc și celor care ne privesc, să-i îndemn, nu neapărat să-și facă un business cu flori, pentru că trebuie să te și pricepi, dar măcar să cumpere flori. Sigur o să le facă ziua mai frumoasă, ori lor, ori celor la care ajung florile, nu neapărat de la Oana. Important e să cumpărăm flori. Și în piață, și de la Bucurobor, dacă să avem flori în jurul nostru. Exact. O să vă invit luna viitoare, la aceeași oră 19, tema rămâne surpriză, dar vă asigur că va fi cel puțin la fel de frumoasă ca și aceasta, ca de fiecare dată. Vă mulțumesc! La revedere! La revedere! Mulțumesc! Cu
tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. La Radio Links le poți afla secretele. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes.